Există două aspecte. În primul rând, biblioteca să aibă personalitate juridică și spun că trebuie și suntem de acord cu acest lucru. Pentru a testa programe, pentru a urmări mai bine lucrurile, pentru că în momentul în care tu singur îți hotărăști soarta, te preocupi altfel. Al doilea lucru, regulamentul. Aici spun că era firesc, e punctul meu de vedere personal, că nu strica dacă v-ar fi dus până la ele la bibliotecă, să stați de vorbă un pic cu ele, adică să le băgați în seamă, să le cereți niște păreri pe viu, așa. E o problemă de atitudine. E corect ceea ce ați făcut, ați publicat pe site. Am respins acest proiect de hotărâre pentru că am spus să, în fin, să venim cu organigramă și există la toată lumea în mapă organigrama, acel inspector care l-am introdus noi acolo ca și funcție să mă ocupa de contabilitate și de resurse umane. Acest proiect de hotărâre de Consiliul Local va intra în vigoare de la 1 ianuarie, când facem, când venim pe buget, când lucrăm bugetul pe 2009, iar referitor la regulament, noua conducere, sau dacă până atunci aveți propuneri, noi putem reveni în Consiliu să-l completăm cu păreri de alea dumneavoastră, care sigur sunt mult mai pertinente decât noi. Restul încolo, orice consilier local are dreptul să inițieze un proiect de hotărâre în ceea ce privește activitatea de pe raza municipiului Pașcani din orice domeniu. Dacă face un proiect nereușit, intră el și râde lumea, că nu se pricepe, și are, dar prin lege are dreptul să facă proiect pe orice domeniu de activitate. Ca atare, eu vă rog să votați acest proiect cu amendamentul respectiv legat de organigramă. Organizăm concursul în timpul în care prevede legea. Dumneavoastră lucrați la un regulament și veniți, completăm, dacă e nevoie, punem, adăugem, pentru că cel mai important este să puteți accesa fonduri. Vreau să fiu din nou un pic răutăcios, din punctul meu de vedere, biblioteca n-a beneficiat de toată aprecierea sau de toată considerația pe care o merită o bibliotecă municipală, legat de fondul de carte, legat de buget, legat de condițiile în care lucrați, de dotarea cu calculatoare și aparatură modernă și multe, multe alte lucruri. Aveți în mine, 100% pentru mine garantez, dar și în ceilalți consilieri, toți de aici din sală, toți sprijinul pentru a fi mai bine. Nu vă gândiți la alte lucruri. Eu cred că prin acest proiect de hotărâre, prin faptul că biblioteca va avea personalitate juridică, lucrurile vor merge mult, mult mai bine. La concurs vă invit să candidați tot cei care doriți să câștigi cel mai bun. Nu am nicio problemă. Îmi mai permiteți o singură intervenție? Okay. Un singur lucru mai este de menționat. Toate lucrurile pe care le-ați menționat mai devreme sunt și dorința colectivului bibliotecii municipale, doar că absolut nici măcar cel mai neînsemnat lucru nu se poate pune în practică din cauza că se trăiește într-o stare conflictuală extrem de gravă. Și cu asta am terminat de spus. Deci nu putem face absolut nimic. Nu am demisionat din cauza că vreau să mă lupt până la capătul interimatului, dar vreau să vă spun că nici măcar niște lucruri minore. Internetul, da? Știți problema, am venit săptămâna trecută la dumneavoastră. Deci sunt niște lucruri, da, domnul primar, m-am convins de deschiderea dumneavoastră. Sunt niște lucruri foarte grave cu care se confruntă colectivul nostru. Săptămâna asta de ordine interioară. Alta este problema. Nu putem face absolut nimic. Nu putem acolo, la pot pentru că nu sunt lăsată. Nu pot pentru că nu sunt lăsată.